Domnule președinte, România a împlinit 10 ani de când a devenit stat membru al NATO la 29 martie 2004. Ce a însemnat acest moment pentru țara noastră și de ce avantaje am beneficiat în acești ani? Um, sigur, când discutăm despre parcursul României ca membru NATO, trebuie să facem puțin, poate, recurs la ce a însemnat uh, toată această perioadă neagră de istoria României. Mă refer la perioada comunistă. Adică uh, România a avut, uh, să spunem, un parcurs de dezvoltare democratică după Marea uh, Unire, de la 1 decembrie 1918. A urmat, uh, să spunem, perioada copilăriei democrației românești, în perioada, să spunem, a uh, lui Carol I, Ferdinand și, sigur, partea pozitivă, cât a fost din, din domnia lui Carol al II, perioada în care societatea românească s-a dezvoltat din punct de vedere al, al mecanismelor democratice și a instituțiilor democratice, a început războiul, după care am intrat într-o într perioadă neagră, am intrat într-o într perioadă urâtă a istoriei României. România nefiind ca și structură, poporul român nefiind ca și structură un, un popor de sorginte sau cu, cu apetit pentru, pentru comunism și de aceea poate și uh, reacțiile personale la nivelul cetățeanului vis-a-vis de uh, perioada în care am fost uh, până în anii 60 sub uh, URSS, sub Uniunea uh, Sovietică. Și de aceea, schimbarea sistemului în România în 1989 a însemnat pentru societatea românească deschiderea mentală către structuri democratice care să-i ofere șansa de a recupera acea pierdere formidabilă de timp în istorie a celor 50 de ani de comunism. Și atunci. Sigur, începând din 1995, deci chiar după primii ani, după, la începutul anilor 90, aceste obiective majore de a intra într-o zonă democratică reală cu predictibilitate pe termen lung a fost obiectivul major a clasei politice românești și a societății românești, de fapt, indiferent cine a fost președinte, indiferent cine a guvernat. Mă refer la alianțe politice. Și de aceea a venit o, o perioadă um, în care obiectivele majore ale României de politică externă a fost intrarea într-o într într structură de securitate care să-i ofere siguranță, ținând cont de toate elementele de istorie. România fiind la intersecția trei imperii și întotdeauna am fost din nefericire într-o zonă zbuciumată din punct de vedere istoric. A fost Imperiul Otoman, a fost Imperiul Țarist, a fost Imperiul austro De aceea, dorința noastră interioară a fost majoră de a intra într-o într astfel de structură care să ofere stabilitate reală și securitate uh, României, care, repet, este într-o zonă de, de confluență și de intersecție, ceea ce se vede și astăzi, de fapt, Trăim evenimentele din, din Ucraina cu impact evident și asupra societății românești, și întotdeauna am căutat și am vrut să fim, de fapt, într-o astfel de structură care să ofere securitate. În cazul nostru, NATO. Îmi aduc aminte, în anul 2000, ce frustrare am avut noi, ca români. Atunci când am fost într-un fel lăsați în așteptare, dacă vă aduceți aminte în așteptarea aderării la NATO și ca și compensare, mi-aduc aminte la la București prezența pre, președintelui american care sigur că a încercat să facă o, o compensare de imagine, era vorba de președintele Clinton care a venit să facă o compensare a faptului că de fapt, nu am fost acceptați la summitul NATO de la Madrid. Deci iată că aceste, aceste lucruri astăzi ne fac, să ne gândim uite că suntem totuși în acest club select de securitate a unor țări cu valori democratice la care evident România a aderat și și le construiește sigur acest lucru este Uh, un mare avantaj pentru societatea românească, pentru că intrarea în, în NATO nu a oferit numai securitate României, ci uh, a oferit și uh, șansa de a-și construi structurile democratice, care, de fapt, a ajutat România de a accede mult mai ușor în, uh, în uh, Uniunea Europeană. Deci, lucrurile s-au uh, pliat foarte bine pe dorința uh, României interioare de structură a poporului român de a, de a intra în această, în această structură de, de securitate și în, în Uniunea europeană, pentru că lucrurile sunt legate, nu sunt separate. Sigur, principalul avantaj este cel legat de securitate. Astăzi nu poți să-ți asiguri securitatea de unul singur. Evident că România nu are este și într-o zonă geopolitică uh, importantă, uh, nu numai uh, sensibilă, ci importantă, evident importantă uh, și de una singură nu ar fi fost uh, evident în stare să, uh, să, 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 se, să se autoprotejeze din punct de vedere uh, a securității efective și a, faptul că am reușit să intrăm în uh, să fim acceptați în, în, în pactul nord-atlantic este un, un lucru extraordinar pe care astăzi îl apreciem și îl, îl sărbătorim, pentru că, până la urmă, este o, o victorie, între ghilimele, a, în, în acest demers al dorinței poporului român de a face parte din, din această structură de securitate. Și, sigur, astăzi putem privi Până la urmă, nu neapărat detașați, dar ne oferă o altă posibilitate de abordare a problemelor care se întâmplă din punct de vedere securitate în proximitatea României. Mă refer la chestiunea legată de Crimea și de, și de Ucraina. Deci, una peste alta aderarea României la NATO a fost un succes, o dorință care vine din trecuturile noastre istorice și de deschiderea noastră către structuri democratice și nici de cum către structurile comuniste în care am trăit timp de 50 de ani de zi. V-ați referit mai devreme la Ucraina. În contextul crizei din regiune, cum influențează faptul că România este membra Alianței? Faptul că România este membra alianței oferă până la urmă și pentru uh, Ucraina un element suplimentar de securitate prin ricoșeu. Și am să vă spun de ce. Pentru că, până la urmă, România are cu Ucraina o frontieră de câteva sute bune de, de kilometri. Um, sunt anumite elemente de istorie care ne leagă de Ucraina, ținând cont de istoria medievală, în care legăturile în această zonă erau mult mai, mult mai strânse. Trebuie să ne aducem aminte că parte din zona de vest a Ucrainei a făcut parte din Imperiul Polonez. Noi aveam frontieră la un moment dat și cu Polonia, aveam frontieră, mă refer la regatul României, și cu Polonia și cu Cehia. Era, era o frontiere comună, pe vremea când Cehia avea o altă, o altă structură, nu era Cehoslovacia. Deci, istoria aceasta, comuna noastră în zona centru europeană a făcut ca, din multe puncte de vedere, relațiile noastre cu Ucraina să fi fost foarte importante în contextul istoric al, mă rog, secolelor 17-18. XVII, Lvovul era una din, unul dintre centrele uh, culturale și comerciale importante ale zonei. Astăzi, uh, sigur, face parte din, uh, din uh, Ucraina și, sigur, sunt și alte uh, orașe cu care, cel puțin eu fiind din zona de nord-vest a României, am avut relații apropiate în, în, decursul, în decursul timpului. Și acest lucru, cred că și pentru, și pentru zona aceasta a Ucrainei, mă refer la Ucraina de vest, a făcut ca de multe ori. Din zona respectivă, să se privească România ca un, ca un element de stabilitate, într-o perspectivă de abordare democratică și de schimbare de, de, de regim în sensul democratic al cuvântului în, în Ucraina. Și ca exemplificare a ceea ce m-ați întrebat este aceea că zilele acestea ieri, alaltă ieri, primul ministru de externe al României. A încheiat un tratat semnat, un protocol cu Ministrul de Externe al Ucrainei pentru reglementarea micului trafic în zona de frontieră între Ucraina și România. E vorba de o zonă de vreo 30 de kilometri în care oamenii pot circula cu pașapoarte de mic trafic, fără viză, ceea ce oferă. Un alt, cum să spun, o altă relație directă între România și Ucraina. Îmi aduc aminte când funcționa regimul pașapoartelor de mic trafic, când noi îl foloseam față de Ungaria, sau în unele situații, cred că am avut și față de, de Serbia. Îți crea o, o stare de bine, te simțeai pe cei parte, parcă. Mai repede din zona în care ai fi dorit să faci, să faci parte. Deci cred că din acest punct de vedere, Ucraina vede în România și noi ne poziționăm din acest punct de vedere alături de elementele de stabilitate care ar trebui să fie într-o țară mare cum este cum este Ucraina, și de aceea declarațiile României au fost foarte ferme vis-a-vis -vis de respectarea integrității Ucrainei, a frontierelor care au fost garantate în momentul în care a devenit stat independent, a faptului că referendumul din, din Crimea este unul ilegal până la urmă, cu determinare pe criterii de, de determinare administrativă, determinare a unui stat pe, pe criterii să spunem etnice majore, ceea ce din punct de vedere din punct de vedere a dreptului internațional este un, este un precedent foarte periculos în zona, de, zona europeană. Deci în concluzie cred că România oferă din punct de vedere al vecinătății, împreună cu Polonia. Trebuie să recunosc acest lucru: Polonia fiind una dintre țările foarte implicate în rezolvarea crizei, pe de o parte, din Ucraina, și din punct de vedere al dorinței ca Ucraina să semneze, să fi semnat la Vilnius acordul de aderare, dar iată că lucrurile s-au derulat uh, cu pași uh, rapizi și deja uh, Duma, nu Duma, Rada, Rada Superioară din, uh, din Ucraina deja a aprobat, uh, a fost de acord cu, cu semnarea uh, acordurilor de, de aderare. Deci uh, și noi și, și polonezii și România și Polonia oferă, cred, uh, această stare de, de siguranță suplimentară Ucrainei, pentru că nu totuna îți este să ai doi vecini importanți care te susțin în demersurile de schimbare democratică sau să ai doi și membri ai, ai NATO sau să ai doi vecini care să nu aibă o astfel de posibilitate. Ce consecințe are alipirea crimei la Rusia? Fiindcă ați vorbit un pic mai devreme despre Bun, un Deci, alipirea crimei, de fapt aici sunt două lucruri. De fapt, cred că e impropriu spus alipire. Pentru că, din punct de vedere strict procedural, a fost un referendum, repet, total ilegal din punct de vedere al elementelor de drept internațional care se ducă la autodeterminarea unui teritoriu parte dintr-un stat unitar, mă refer la Ucraina, s-a declarat pe baza acestui referendum stat separat de Ucraina, deci s-a produs această dislocare, între ghilimele, a unui teritoriu care se declară în baza unui referendum ca stat de sine stătător, prin autodeterminare, și după aceea votându-se în Parlamentul Republicii deja devenită Crimea, votarea în Parlament a dorinței acestei regiuni, acestei republici în cazul acesta, de a face parte din Federația Rusă. Deci, de fapt, este vorba de aderarea în Federația Rusă, care este o federație, a acestei crimei. Sigur, Putem spune că este vorba de o, de o alipire prin, printr-o printr -o decizie în Parlamentul, în Parlamentul Crimei, ceea ce repet, din toate punctele de vedere, legele de drept internațional care guvernează existența frontierelor în spațiu civilizat, Post al doilea război mondial, post păcile care au consfințit, de fapt, granițele actuale ale, ale țărilor, să nu mai fie respectate. Deci, din acest punct de vedere, este un precedent foarte periculos. Periculos pentru, pentru că orice precedent ne luat în considerare sau neapreciat din punctul de vedere al efectelor ulterioare, poate să creeze premizele ca astfel de evenimente, teoretic, să se mai poată întâmpla și în altă parte. De aceea, cred eu că comunitatea internațională, fie că a fost vorba de Statele Unite, fie că a fost vorba de Uniunea Europeană, fie că au fost vorba de alte state care au rămas într-o într stare uh, cu o poziție echivocă, în sensul în care nu s-au pronunțat nici așa, nici așa, dar marile puteri, dacă vreți, uh, inclusiv Japonia, uh, inclusiv uh, China, care nu a avut o poziție foarte, foarte clară, dar nu a fost niciuna care să aprobe. Ceea ce s-a întâmplat în, în Crimea. Deci, comunitatea internațională, în ansamblu ei, nu a fost de acord cu un astfel de, de eveniment, până la urmă, istoric, dacă vreți, în zona europeană, aceea de redefinire a unor teritorii și a unor granițe, a unor noi state. Pentru că, de fapt, asta discutăm. Și cine din comunitatea internațională recunosc sau care recunoaște din comunitatea internațională astfel de state apărute prin nerespectarea legislației internaționale de drept internațional. Pe fond, despre asta discutăm. Pentru că aceste state care se autoproclamă state, problema este cine le recunoaște ca atare. Între ghilimele, putem să discutăm de o situație care a fost Luată întotdeauna, întotdeauna luată în, în discuție atunci când s-a încercat o explicare a, a fenomenului, a situației din, din Crimea, este vorba de Kosovo. Dar a, situațiile sunt complet diferite. Deci, Kosovo, sigur, este o apariție a unei entități statale a, care, în acest moment, își rezolvă problemele cu Serbia și care nu intră în nicio, în nicio altă structură de tip statal, apropo de Federația Rusă. Deci este o entitate care, în timp, își rezolvă problemele și nu rămâne într-o zonă a unui conflict înghețat, apropo de uh, situația din Crimea, similară cu celelalte conflicte înghețate nerezolvate însemnând înghețate sunt uh, situații statu quo care rămân deocamdată în, într-o stat, în, nici într-o într situație rezolvată, nici nerezolvată. Rămân așa uh, și nu se știe până când, apropo de de rezolvarea lor. Din categoria asta intrând uh, cu, uh, situații cum sunt la situațiile din Nagorno-Karabakh, Oseția, Transnistria, sunt situații similare. Revenind la Kosovo, deci, Kosovo nu poate fi considerat și intrat în aceeași categorie. S-a încercat la un moment dat ca și o justificare a situației din Crimea, luându-se în contrapondere. Kosovo. În niciun caz nu poate să fie o situație similară. De aceea, situația din Crimea este uh, total atipică și toate presiunile politice făcute din zona uh, lumii democrate uh, sunt justificate. Fie că sunt presiuni politice, fie că sunt presiuni economice. Nu se poate pune problema Uh, unor uh, acțiuni uh, militare. Nu se poate uh, nu, nu e de, de conceput și ați văzut uh, declarațiile uh, purtătorului de cuvânt NATO care ieri alaltă era și spus că uh, 100% nu se poate pune problema că uh, trupe NATO vor intra și se vor, uh, vor intra într-un conflict uh, militar cu trupe uh, rusești sau... De fapt, acesta este la modul simplist, modul în care se, se percepe un astfel de conflict într-o zonă foarte apropiată României, mă refer la, la nivelul cetățeanului obișnuit, cât de sigur suntem că nu se va produce război în zonă. Ori, în mod categoric, în acest moment, nu se poate pune problema escaladării unui conflict militar, în sensul că pe teritoriul României sau în proximitatea României. Se va întâmpla o, un conflict militar în sensul real al, al cuvântului, a unei confruntări armate. De aceea am speranța că toate presiunile acestea politice vor fi înțelese de, și de, de partea rusă, că până la urmă despre asta discutăm. În, în sensul în care discuțiile în acest moment au, discuțiile între Rusia și Statele Unite, în principal, pe, pe partea cealaltă, au început să aibă o ritmicitate care, după părerea mea, va duce la o, la o soluție acceptabilă de ambele părți. Până când nu se va întâmpla acest lucru, presiunile. Statelor Unite și a Uniunii Europene asupra Rusiei, de la faptul că anumite persoane au fost declarate persoane grata, faptul că um, nu neapărat comunicarea, ci uh, relațiile care erau uh, definite și care funcționau între NATO și Rusia au fost uh, blocate. Blocarea participării uh, Rusiei la uh, grupul uh, G8, deci toate lucrurile astea, uh, pe partea economică, lucruri legate de uh, posibilitatea blocării unor conturi, uh, deci toate lucrurile astea creează o stare de presiune asupra, asupra Rusiei, nu este vorba de o, de o presiune militară vor duce probabil la găsirea unor soluții diplomatice pentru soluționarea problemei din, din crime. Prin urmare, nu există riscurile declanșării unui conflict armat în regiune, dar vreau să vă întreb, toate aceste evoluții, ce efecte ar putea avea asupra securității României și asupra securității Republicii Moldova? Deocamdată asupra României lucrurile sunt mult mai simple. Deci România este parte a tratatului Nord-Atlantic și orice act de agresiune a unei țări membre declanșează punerea în aplicare a articolului 5 din tratatul NATO, care înseamnă activarea procesului de protecție militară a unuia dintre membrii tratatului care ar avea starea de, de, securitate pusă în primejdie. Deci, din acest punct de vedere, România este unul dintre, să zicem, avantajele pe care tratatul le oferă. Din punctul de vedere al Republicii Moldova, sigur că Moldova este una dintre, dintre țintele diplomatice românești majore vis-a-vis -vis de aderarea atât la, la NATO cât și la Uniunea Europeană. Deci aici lucrurile sunt în marș, în curs de derulare de și... Eforturile diplomatice românești pentru acceptarea ideii că Republica Moldova a făcut mulți pași în direcția democratizării instituțiilor, sigur, nu suficienți, mai sunt încă multe lucruri de rezolvat. Dar, până la urmă, aceste țări, printre care și Republica Moldova, aceste țări, mă referindu-mă și la Ucraina și la Georgia, în tot acest puzzle. Um, ele au nevoie de, o, um, de un parcurs uh, clar vis-vis -vis de, de termene, de, de, de um, calendarul necesar pentru ca ele să aibă cât de cât siguranța că ele respectând niște termene și, sigur și cu ajutorul instituțiilor europene. Acest parcurs va fi unul uh, sigur și indiferent de ceea ce se va întâmpla din punct de vedere politic în spațiul uh, european, sigur, politic vorbind, democratic, că va fi Partidul Popular European, că va fi Partidul uh, Social Democrat, mă refer la nivelul Uniunii Europene la putere, că va fi ppe -ul, că va fi PES-ul, acest parcurs uh, politic de acceptare a acestor țări în familia Uniunii Europene se va întâmpla. Cred că secretul succesului acestui demers al Uniunii Europene, ținând cont de parteneriatul estic, respectiv de de acceptarea acestor țări că au făcut și sunt în stare să facă pașii democrați către o democrație consolidată, este secretul ca procesul de lărgire a Uniunii Europene să fie unul de, de succes. Dacă se va merge numai pe, pe promisiuni fără acoperire în, termen, în termene, după părerea mea, nivelul de așteptare, de speranță acestor țări, care au și ele viața lor internă, viața lor politică internă, societăți care Până la urmă, reacționează la stimul, nu sunt uh, niște mecanisme, s-ar putea să-și piardă uh, entuziasmul pe care, în momentul acesta, îl au față de Uniunea uh, Europeană. Deci, în acest moment, Uniunea Europeană le dă niște speranțe, însă aceste speranțe ar trebui să fie cuantificate în niște lucruri palpabile, niște lucruri reale. Uh, România, în acest moment, pentru acest lucru militează. Aceste țări, într-adevăr, sunt în situația de a semna niște acorduri de aderare. Sigur, din anumite puncte de vedere, acordurile de aderare sunt numai niște acte preparatorii în perspectiva celorlalți pași, în perspectiva aderării reale, acceptării reale a lor în familia Uniunii Europene, dar, totuși. Sunt anumite decizii la nivelul Uniunii Europene care pot fi luate. Faptul că cetățenii Republicii Moldova vor putea circula foarte repede, fără vize, în spațiul european este un lucru formidabil. Dar nu-i nu suficient. Repet. Și atunci m-ați întrebat. Care sunt efectele asupra securității Republicii Moldova? Cred că deja Republica Moldova reprezintă unul dintre pionii majori pe care Uniunea Europeană și NATO și-a asumat. Sigur, ei, în acest moment, nu sunt semnatare a unor tratate de securitate, în sensul în care România. Le are membra a NATO, membra a Uniunii Europene. Dar, totuși, faptul că lucrurile sunt avansate suficient de mult în, în direcția acceptării lor, acceptării și a Republicii Moldova și a Ucrainei în spațiul Uniunii Europene, cred că acest lucru le oferă o stare suficient de importantă de securitate. Sigur, ar putea să spună ceva bun ce se va întâmpla cu, cu uh, tiraspolul, ce se va întâmpla cu Transnistria. Sigur, aici este o, o chestiune de luată în considerare. Um, părerile sunt împărțite. Um, în unele, unele dintre păreri, converg sau converg, merg în direcția în care um, separarea reală a Transnistriei ar uh, scuti Republica Moldova de o problemă a unui conflict înghețat. Pentru că și Transnistria, că vrem să acceptăm sau nu, reprezintă un conflict înghețat. Transnistria are o mulțime de, de dorințe separatiste, au un parlament, mă rog, s-au dus la Moscova, au încercat să aibă discuții cu cu uh, conducerea Federației Rusă în ideea în care și ei ar, ar dori să facă pasul pe care l-a făcut uh, Croația, Croația, uh, scuzați-mă, Crimea, dar uh, lucrurile sunt puțin mai complicate. Deci în acest moment uh, este destul de complicat să spun, eu cel puțin, dacă... Uh, Republica Moldova va accepta o astfel de abordare, pentru că, până la urmă, Republica Moldova este cea care ar trebui să, să decidă cum rezolvă problema Transnistriei. Deocamdată, Transnistria face parte din Republica Moldova, este o structură um, regională, mă refer la Transnistria, care. Ridică probleme din punctul de vedere al dorințelor separatiste. Ați văzut: sunt în acest moment probleme cu școlile românești care sunt în, în Transnistria. Deci, e o, o situație care, din păcate, formula de negociere internațională 5 plus 2 nu a, nu a rezolvat-o și se trenează de foarte mult timp fără să se găsească soluții diplomatice. Eu cred că. Găsirea unei soluții pentru Transnistria cât mai repede și foarte, foarte real ar fi o soluție pentru, pentru aderarea mult mai rapidă a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană are nevoie de um, țări care să fie acceptate în familia Uniunii Europene și care nu au astfel de probleme uh, suplimentare legate de uh, regiuni autonome care își doresc uh, Separarea, deci tendințe separatiste. Vorbeam despre sprijinul pe care România îl acordă Republicii Moldova în demersurile acesteia de aderare la Uniunea Europeană. Ce măsuri concrete au fost întreprinse la nivel parlamentar, dată fiind relația specială pe care o avem cu Republica Moldova? Da. În primul rând, este constituită și funcționează o, st o structură parlamentară a Parlamentului României, formată din. și din deputații, din, sunt, cred că, în delegație, cred că sunt 10 parlamentari din toate partidele politice, și din Camera și din Senat. O structură. Interparlamentară, deci uh, o delegație parlamentară din, uh, din a României și una a Republicii Moldova. Uh, cele două structuri uh, au un program de lucru comun uh, care are, de fapt, drept scop uh, nu numai schimburi de informații vis-a-vis -vis de realitățile parcursului pe care Republica Moldova ar trebui să-l să facă în perspectiva deschiderii tuturor dosarelor de, de aderare, pentru că, de fapt, problema complicată în momentul în care începe negocierea de aderare este modalitatea în care uh, ești pregătit să negociezi dosarele. În momentul unele sunt mai complicate, unele sunt mai, mai simple funcție de realitățile din fiecare țară, dar amândouă creează provocări din punct de vedere uh, legislativ uh, și, sigur experiența pe care uh, o țară membră -o poate da uh, este extraordinar de, de importantă pentru că ești pus în situația avantajoasă tu ca țară candidată să nu mai faci aceleași greșeli pe care le-a făcut o țară deja membră și care din expertiza pe care o proprie pe care o are, ți le poate împărtăși în așa fel încât împreună să depășești mai ușor obstacole, barierele pe care oricum în procesul acesta de posibilă aderare le-ai putea întâmpina. Și atunci, sigur, este mai ușor să ai pe cineva alături, de mână, care să spună, uite, în dosarul ăsta, uite ce, ce dificultăți am, am întâmpinat noi, uite ce ar trebui să faci pentru ca timpul de negociere, așteptările uh, celor din Uniunea Europeană să fie mai ușor îndeplinite. Sunt chestiuni de bucătărie internă foarte importante pe care dacă cineva nu ține pune la dispoziție și nu le înveți, n-ai de unde să le știi. De aceea, din punct de vedere parlamentar, această uh, colaborare, mă rog, interparlamentară este, după părerea mea, foarte bună. Sigur că uh, cred că președintele delegației române, cred că este de la, de la Senat, domnul senator Florian Constantinescu, cred, sper să nu greșesc, și are un calendar, un program de, pe domenii, pe, pe este o delegație, să spunem, generală, care sunt, în care sunt parlamentari Repet, din toate partidele politice, și după aceea, activitatea este sectorială, în funcție de elementele de interes pe, pe partea legislativă care interesează Republica Moldova. Pe urmă, din punct de vedere guvernamental, sigur, relațiile sunt foarte, foarte active economic, energetic, sunt o mulțime de, de lucruri care, sigur, ele sunt mai degrabă specifice zonei executive. Eu mă refer din punctul de vedere al, al relațiilor care există, care se întâmplă și, sigur, componenta prezidențială. Trebuie să înțelegem că aceste culoare de politică externă sunt culoarul prezidențial, culoarul parlamentar, culoarul guvernamental. Deci, toate trei, de fapt, reprezintă o. sau ar trebui să fie o sinergie care să, să convergă către, către scopul comun și care este, până la urmă, a, a face toată, toată susținerea necesară pentru ca Republica Moldova să fie cât mai repede pe acest pe acest parcurs. Pentru noi este una dintre uh, unul dintre obiectivele strategice de politică externă asumate de către România și cred că uh, este unul real și el ar trebui să fie urmat de România indiferent de ce uh, structură politică uh, ar avea o în uh, timp, pentru că sigur acest proces nu se va întâmpla de pe o zi pe alta sau de pe un an pe altul și el trebuie urmărit chiar în mod consecvent și foarte tenace dacă se dorește ca acest parcurs să fie cât mai, cât mai de succes. Unul dintre obiectivele Comisiei pentru Politică Externă a Senatului este dezvoltarea diplomației parlamentare. În acest sens, de la începutul sesiunii ați avut o serie de întâlniri cu ambasadori acreditați la București, între care cei ai Turciei, Poloniei și Irlandei. Care au fost concluziile a discuțiilor cu aceștia? Da, eu cred în această, în această, diplomație parlamentară, pentru că ceea ce poate noi nu am fost obișnuiți și de multe ori atunci când, numai când apar situații atipice, ne dăm seama de importanța Parlamentului ca principala instituție democratică a unei țări. Deci, Parlamentul este cel care investește guvernul, este cel care aprobă programul de guvernare. În mod normal, el ar trebui să fie informat, nu neapărat să aprobe, dar dacă îi se cere aprobarea, foarte bine. Propunerile cu care România merge în structurile de, de decizii ale Uniunii Europene. Fie că este vorba de Consiliul Uniunii, fie că este vorba de Consiliul European, indiferent de cine reprezintă România acolo. Pentru că, de fapt, România este reprezentată nu de persoane în sine, ci persoanele în sine reprezintă instituții, iar legăturile dintre instituții sunt consfințite de Constituție. Deci, în alte țări, poziția Germaniei, de exemplu, înainte ca ea să fie exprimată la Consiliul European sau la Consiliul Uniunii, este prezentată în Parlamentul German. Asta nu înseamnă că între instituțiile respective trebuie să fie neapărat iubire, ci trebuie să existe o funcționare, până la urmă, instituțională și atât, la modul sec și la modul rece. De aceea eu cred că Parlamentul trebuie să-și recâștige din acest punct de vedere rolul, rolul, atât, nu mai mult, nu mai puțin, rolul pe care trebuie să-l aibă inclusiv în zona de politică externă. Și tocmai plecând de la faptul că în țările cu care noi avem relații și în țările membre ale familiei Uniunii Europene, parlamentele au rolul foarte bine definit vis-a-vis -vis de politicele externe asumate sau politica externă asumată de aceste țări. Și atunci sigur că de, de multe ori ești pus în situația ca aceste relații directe cu pe zona de politică externă cu aceste parlamente să îți dai seama că ei știu foarte puține despre tine, cum și tu știi foarte puține despre ei. Mă refer la ceea ce fac în zona de politică externă sau cum te percep ei pe tine din punctul de vedere al politicii externe. Mă refer la nivel parlamentar. Și atunci, această, acest proces de reclădire a rolului pe care Parlamentul are în zona de politică externă este un demers complicat și care trebuie făcut ca în politică, construit zi de zi și pe termen foarte, foarte lung. Adică nu faci astăzi un pas, pormă faci o pauză de un an, și formă reiei, că nu asta e esență. Trebuie, făcută foarte, Trebuie făcut foarte constant. Și atunci, revenind la întrebarea dumneavoastră, chestiunea cu diplomația parlamentară, eu vreau să o iau nu ca o definiție și atât. Deci vreau să o iau ca, într-adevăr, ca o nevoie, ca o necesitate pentru ceea ce înseamnă diplomația românească, ca un ajutor și un sprijin real pe obiectivele de politică externă pe care România și le-a asumat. Nu facem noi un alt tip de politică decât racordată la obiectivele politice ale României prin instituțiile care fac politică externă, că este Guvernul României prin Ministerul de Externe sau este Prezidenția. Deci vrem să creiem acel liant efectiv suplimentar pe care parlamentul îl poate aduce. E acel spor de, de credibilitate și de coerență în ceea ce înseamnă elementul de, de politică externă influențat de parlamentele țărilor cu care noi avem relații, prin intermediul comisiei de politică externă sau comisiilor de politică externă. Deci de când am preluat această comisie obiectivul diplomației parlamentare nu a despărut niciun moment. M-ați întrebat de această sesiune sesiune însemnând după 1 ianuarie 2014 deci sunt două luni, trei luni două luni deci, am, deci odată că relațiile relațiile, întâlnirile cu ambasadorii reprezintă un element uh, important al activității Comisiei de Politică Externă pentru că intri în contact cu problemele țărilor respective și uh, poți uh, antama o serie întreagă de acțiuni viitoare și interes pentru țările, sau pentru țările pe care le reprezintă, dar și pentru, pentru România. Deci în această sesiune, uh, până acum, dumneavoastră a spus Turcia-Polonia, m-am întâlnit și cu ambasadorul uh, Armeniei, care mi-a prezentat uh, Problemele din un conflict înghețat, cel Nagorno-Karabakh, pe care ei îl au cu Azerbaijanul, tot o consecință a unui, unei realități din fosta URSS nerezolvat și care n-au soluții în acest moment. Și iată că Nagorno-Karabakh e o problemă înghețată de foarte, foarte mulți ani. M-am întâlnit cu ambasadorul Irlandei, care de asemenea a venit la București, este începutul de misiune, cu președintele Parlamentului Georgian, cu care, ca instituție, am mai avut o serie întreagă de întâlniri, și cu ambasadorii Serbiei și ai Federației Ruse. Sigur că ele. Se, se reiau în, în anumite perioade de timp. De exemplu, urmează să am în, în cursul acestei sesiuni întâlnire cu uh, Asociația uh, Ambasadorilor uh, din America de Sud. Uh, sunt două structuri asociative ale ambasadorilor în, uh, în București. Este Asociația Ambasadorilor Țărilor Arabe, și Asociația Ambasadorilor Țărilor din America Latina. Cu ambele dintre aceste structuri, anual am, am întâlnit cu structura Ambasadorilor Țărilor Arabe de două ori pe an și uh, cu a Țărilor Latine o dată pe an. Sigur, mă gândesc să o putem organiza și pe aceasta de două ori pe an, cu probleme generale de, uh, de colaborare în zona economică, dar nu numai, culturală, de învățământ cu țările din aceste spații foarte interesante din punct de vedere al interesului pe care România ar trebui să și-l uh, dezvolte față de aceste zone importante. Uh, sigur că sunt câteva acțiuni pe care în această perioadă, până la începerea vacanței, suntem în curs de a le de a le face și cred că importante pentru, pentru viața parlamentară, dar nu numai. Odată sunt trei acțiuni importante pe care sper să le putem finaliza. Odată aș dori în 7-8 mai deja lucrurile sunt destul de, de, de mult avansate, organizarea la nivelul comisiilor de politică externă a unei trienale, trilaterale între comisiile de politică externă ale României, Poloniei și Turciei. De fapt, reproducem o trilaterală care la nivelul ministerilor de externe funcționează de anul trecut sau chiar mai de mult. Deci cred că suprapunerea acestei trilaterale pe uh, senat respectiv pe parlamente uh, poate aduce un plus de valoare relațiilor politice pe care România le are cu cele două țări. Uh, cu care fiecare dintre ele România are parteneriate strategice și cu Turcia și cu Polonia, și care din punct de vedere geostrategic, inclusiv al apartenenței la NATO, că discutăm despre NATO, închid într-un fel flancul de est al Uniunii Europene. Deci din multe puncte de vedere, cele trei țări au elemente comune și de interes geostrategic major în zonă, inclusiv în ceea ce înseamnă politica Mării Negre. Va fi o primă întâlnire cu președinții Comisiilor de Politică Externă la București, așa cum v-am spus, 7-8 mai, deja lucrurile sunt foarte avansate, am, am confirmările de, de participare și sper să fie uh, un, uh, un debut cu, cu succes a unui astfel de demers. Cel de-al doilea este cel legat de organizarea la București în a doua jumătate a lunii iunie a unei reuniuni cu președinții Comisiilor de Politică Externă din parlamentele țărilor în viitor candidate, unele mai avansat, unele mai puțin avansat, a țărilor din Balcanii de Vest. Asta însemnând uh, Muntenegru, Serbia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina uh, și Albania. Uh, deja de anul trecut am uh, început demersurile uh, și discuțiile de cu ambasadorii acestor țări la București. Am acceptul uh, lor. Suntem în, în stadiu de a putea să, să facem uh, pașii concreți de organizare. Uh, am avut săptămâna trecută o discuție la senatul italian cu președintele Comisiei de Politică Externă, cu senatorul Cassini, legat de interesul și al lor de a veni partener cu România în acest demers, de, 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 de a participa la această întâlnire cu președinții Comisiilor de Politică Externă. Repet, tot în, în perspectiva aderării acestor țări la uh, Uniunea Europeană. Deci, lărgirea Uniunii Europene, evident, este focalizată și pe ceea ce înseamnă Balcanii de Vest. Cel de-al treilea demers pe care l-am demarat și sper și el să aibă cândva, probabil în decursul acestui uh, an, uh, succes, este posibila mediere între Comisiile de Politică Externă ale Statului Israel și ale uh, ale Palestinei, ale autorității palestiniene la București. Deci ar fi o recâștigare a rolului de mediator pe care România l-a avut în zonă între, între israelieni și palestinieni. Sigur, am înaintat scrisorile către cele două parlamente. Deocamdată cu confirmări scrise nu sunt, dar, mă rog, demersurile le-am făcut prin intermediul ambasadelor, discuțiile și contactele le, le păstrăm în mod deschis cu cele două ambasade. Sper să să avem și, și confirmare. Și cel de-al treilea moment important, cred eu, pentru viața politică parlamentară în această sesiune, este vista anunțată a președintelui Marghelov, a președintelui Comisiei de Politică Externă a, a, a Senatului Federației Ruse. În anul trecut, noi am fost în luna octombrie la Moscova, am avut o, o rundă de discuții foarte bune, politic vorbind. Sigur, nu întrevedeam la vremea respectivă evoluția lucrurilor din, din Crimea, deși anumite semnale puteau fi traduse într-o posibilă radicalizare a poziției Rusiei vis-a-vis de Crimea. Dar, oricum. Și noi suntem în această zonă, și Rusia este în, într-o realitate europeană, așa încât, indiferent de, de evoluția lucrurilor din Crimea, o astfel de discuție cred că va fi binevenită și cred că o putem valorifica în, în favoarea ambelor, ambelor părți. Pentru această sesiune parlamentară aveți programate și deplasări externe? Am fost în Italia, am fost în Italia în uh, săptămâna trecută, pentru că revin la ceea ce am spus înainte. Pentru, pentru politică în general, consider că un rol foarte important este acela al instituționalizării relațiilor. Cu alte cuvinte, uh, ai întâlniri periodice stabilite, nu uh, te întâlnești odată la... La 2 ani sau 3 ani, pentru că în felul acesta, acolo unde există interese, evident. Și ceea ce am reușit cu, cu președintele Cassini, care este una dintre figurile majore ale politicii italiene, a fost să instituționalizăm relația între Comisia de Politică Externă din Senatul României și din Senatul Italiei de două ori pe an, să avem întâlniri. Bilaterale, odată la București, odată la Roma. Cred că Italia este unul dintre partenerii principali ai României, dar lucrurile trebuie, din punct de vedere parlamentar, cel puțin construite. Din punct de vedere guvernamental, este o altă, este o altă abordare sau al Ministerului de Externe. Cred că ar mai trebui cu principalii noștri parteneri, făcute lucruri similare la nivelul uh, Parlamentului. Deci, probabil, demersurile vor fi făcute de mine și cu Senatul uh, francez și cu, și cu Spania, pentru că sunt parteneri tradiționali cu, uh, cu care avem relații vechi, unde există o populație românească uh, importantă și cred că aici România are nevoie de. Uh, în problemele de interes ale României sau în problemele, în unele situații poate mai delicate, are nevoie de avocați pledanți în favoarea României. Deci, nu, de, nu numai de avocați impliciți, ci avocați pledanți. Avocatul pledant înseamnă că atunci când se pune problema despre România, se ridică și susține uh, cauza României cu argumente. Simplu vot, sigur, este important, dar mult mai relevant și mult mai puternic în, 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 în efect este dacă argumentul este și spus. Ori România trebuie să-și construiască astfel de parteneri. Cred că este foarte important să creezi acea relație bilaterală activă, nu numai una de conjunctură în reuniuni internaționale în care te întâlnești cu... Colegi parlamentari dintr-o dintr altă comisie. Cred că acest lucru trebuie, trebuie construit.